Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea. Vă spun și eu, scumpii mei frați și surori, bună ziua și pacea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acei care ne urmăriți, care vă place ceea ce facem noi. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și fericire. Amin. Ce faci, Valerico, acum de mâncare? Acum vrem să pregătim niște sarmaluțe cu ciuperci. Sarmale cu ciuperci, da. Sau de legume? De legume, cu ciuperci, acum așa va fi. Da? Pentru că nu avem multe legume în ei. Ce punem acum? Să punem niște ceapă, uite. Da? Trei cepe așa mai mici de din astea roșii. Da? Două morcovi. Sunt așa mai ciuperci. Mediu, nu sunt așa mari. Avem acolo 750 de grame de ciuperci, n-am luat un kilogram pentru că nu, ia ca așa. Și varză. Avem niște varză. Aici avem orez care l-am pus 200 de grame. Două morcovi. Da. Sare, bulion, ceapă. Sare. Și aici avem ardei. Pe Valerica. Uitați-vă. Da. Ia ca așa să vezi că deja ustură ochii de ceapa asta. Mai ai zis că nu faci cu aparatura. Da, nu trebuie curățată, dar eu nu pui așa un aparat. Păi tot ce pune așa ce? Da. Punem așa cu tot cu coaja. Hai că după coaja asta că wow! Vezi și eu ăștia rochii. Hai, de acolo. Da, hai că hai de la mine că fac eu acum aici. Pune la mine aparatul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iubiți frați și surori, oameni buni, prieteni. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și fericire. Acum trebuie să ajut și eu pe Valerica puțin să taie ceapa asta cu aparatul ăsta special. Este foarte bun. Foarte bun. Suntem foarte mulțumiți de aparatul ăsta. Da? Că merge. Până aici ceapa, nu? Morcovii ăștia. Taie aici în asta, nu? Da. Așa, trebuie să o tăiem așa. Da. În patru. Pătrățele taie, nu? Chiar așa. Așa. Dar lasă că taie aici. Lasă că taie. Uite tu, vezi dacă o fă tu altceva. Da? Ce să fac eu? Ce faci tu? Te uiți la mine, dacă n-ai ce face. Da? Uite așa. Așa. Aseară am fost pe live cu voi. Ați fost într-un număr foarte mare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Măcar că era miercuri. Știu că sâmbătă o să fiți mai mult, pentru că toată lumea este acasă. Da. Acum, hai că trebuie să punem ciuperci ăștia ca să-i spălăm, adevărat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți cei care au fost cu mine pe live aseară. Nu cum cu spatele, Doamne. Nu are nimic, Valerica, că vorbește-vă puțin, te rog. Da. Și ne-am bucurat atât de mult. Am cântat așa răgușit cum sunt, pentru slava și gloria Domnului. Și ca Dumnezeu să vă mângâie. Da, avem niște ciuperci din astea așa, brun, maroniu. Lasă că vi arăt aici așa mai bine după ce că care e pământ și trebuie să-i spălăm care e pământ. Încă pământ. S-a făcut deja? Fă-o. Faci ciupercile alea. Da, sunt foarte bune, nu? Nu, să le fac aici. Nu, că le faci prea mici. Nu le fac aici. E bine așa? Ha? Fac. O deschid acolo, să vezi cum e făcută. Mă fac puțin. Așa. Da. O să punem aici ceapa. Da. Da. Să mă duc să pun acolo să spăl ciupercii. Astea se arăt ciupercii. Ciupercile? Da. Se va arăt ciuperci. Așa avem. Campinion din ăștia sau ciuperci. Ia că vine Iosif și cu Nora. Iosif și Nora. De la magazin. O să aduc și o linguriță de ea mică ca să pot să fac. Sau las că aduc. Nu, să facem ceapă aici așa. Să facem acum sarmale de legume. Da. Numai carne. Gata cu carne.
acum mai legume. Puțin, mai puțin. Așa, cu legume, mai puțină carne, da? Da. Ups, mă, dar să știi că ăsta e o minune aici. Da, minune. Ăsta face minune. Da, minune. Ați venit, Iosif? Am venit. Da? Hai, ia. Ia. Da? Da. Așa. Aici. Cum e vremea afară în ora? Frig. E frig, da? Da, da. Nu mai e ca ieri, nu? Nu. A fost cald ieri. M-am dus într-o mașă afară unde am fost, dar a fost foarte cald. Acum este foarte, foarte frig afară. Gata. Am făcut aici oameni buni. Hai că să clatină cu un picior cu altul. Ceapă? Doamne, ferește-mă închid. Oprește puțin. Acum tai morcovurile. Așa, adică tai și le curăț, le decojez. Așa, frumos. Și o să le dăm pe răzătoare. Nora, aici e răzătoare, da, am crezut că aici. Un bol de trebuie. Ca să pot să fac motorurile. Da. Așa. Ăsta e bun? Uite. Ăsta? Da, că fac în ăsta. În ăsta fac. Da, aici. Trebuie să iei, Nora, aparatul ăsta cu care am făcut aici și să-l speri, să-l pui deoparte, că nu ne mai trebuie. Nu, lasă că spun. Vă spun și eu bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ne urmăriți. Domnul să te binecuvinteze. Când vii de afară, în casă, ți-e cald. E cald când vii de afară, da. Nu? Mhm. Așa e. De afară e cald. Da. Că am făcut și... Am spălat toate ciupercile. Da. Iacă-te așa. Uite și eu am făcut ceapa. Da. Da? Uite acum am făcut și... Nu, fă alea și stai să-ți aduc apă să speli mărcovii aia. Da. Se speli, da. Să dau pe răsătoare. Aia da, mică, da? Da. Să poți să ce vei cu aia? Să speli morcovii acolo. Pe cum facem, uite așa. Luăm asta. Facem puțin loc aici. Da. Așa, nu putem să-mi facem o salam. Da. Pasă, adică dăm aici așa. Da. Așa. Doamne! Ce mâncare dimineața? Ce mâncare dimineața? Ai mâncat ouă și orez. Da? Da. Vom și pe luțe? Da. E bine cu asta? Da. Hai, ia mura asta de aici și aruncă de acolo la cubelă. Stai să nu spune asta, așa. Nu e prea mic bolul ăsta. Păi dacă ai făcut acolo, fă acum acolo. E mic, normal, nu poți să faci în ăsta. Trebuie să pui pe un platou. Sau fă pe tocătorul ăla acolo. Pe tocătorul? Da.
aduc eu să pun ceapa la sălii. Ce? Nu-i bine? Ba da, nu-i bine. Că știu. Da, mă da. Ce vrei? Să mă amuc ceva. Ce vrei, cu pâine sau ce? Mora, hai aici, lasă-l pe el. Punem un pic de ulei aici ca să facem ceapa. Să călim. Acum n-am lăsat să încălzească aici, să încingă, las să face și așa. Mai punem un pic de așa. Nu vom să punem puțină sare. Gata, sunt acolo morcovi. Vrei morcovi? Da, putem aici așa. Hai. Amestecă, tata, acolo. Poftim? Amestecă. Asta trebuie să fie. Ai ciuperci și gheara? Da. Hai că lăsăm aici așa să se călească. Cred că mai trebuie un pic ulei. Nu are unde să se facă. Așa. Eu vine orezul, vine toate astea aici, la oaltă. Și... ca să aibă, nu? Bun, lăsăm să se facă aici așa, să se încălească, până se face... Vandele, Vandele, cum vrei? Da, așa? Așa vrei? Da, așa. Îți dau puțitul ăla mai mare. Da, de ăsta cam... nu mai era așa bine. Mamă, dar faine să începe aceasta. Vezi? Că sunt mai faine ca alea. Aici în ăsta. Da. Să știi că sunt mai faine. Da, nu? Ca alea, da. Nu ți-am spus. Ca alea albe. Astea sunt mai faine și au alt gust. Mm-hmm. Da. Recurăm asta, varza. Eu și v-am spus că nu-i toate astea, ciupercile astea cu sarmale, cu ciuperci, cu legume, ce fac eu. Și am cumpărat un brocoli din asta și o să-i fac Nora niște orez cu ton, cu pește de ton. Și el o să mănâncă dacă nu-i place mai târziu. Dacă nu-i place sarmalele astea, că nu-i place ciuperci. N-am ce să-i fac. Nu-i place legumele, nu vrea să mănâncă. Și a primit acolo de la surorile noastre comentarii că să mănâncă, că e foarte bun și sănătos. El ce e sănătos, nu vrea să mănâncă. Ce să-i fac? Iaurduri, nu-i place din astea naturale să mănâncă. De ciocolată cu nu da, știu ce. Da, numai din alea, da. Asta e ce să facem în mâncă. Da?
neapărat dacă vor să facă cineva, nu, care poate mai sunt niște tineri care se uită la noi, ne urmăresc și vor să facă și ei și poate că nu știu, nu. Și ne apreciază și îi place de noi cum facem noi. Nu neapărat să puneți ce am pus eu aici acum, morcov, ceapă și ciuperci, puteți să puneți legume de care vă place. Da. Da. Nu neapărat că... Unde am pus orez? Așa că imediat trebuie să dăm drumul acolo că... Deci, la cine am învățat să fac... Ciuperci? Da. Sarmale de ciuperci? Din astea? Sarmale, da. Am mai spus eu că când am fost în România cu Abel și am stat o lungă zi acasă, pentru că n-am mai putut să vin în Belgia, că s-a născut aici și trebuia să aștept să-i fac certificatul, să-i fac pașaportul și după aia să venim în Belgia. Și Marcel era aici în Belgia. Fără noi. Eu și copiii eram acasă și am avut vecina mea care ea era o româncă și stătea acolo peste drum de noi, care stătea la un frate în casă, da. O chema Maricica, toți de la noi o cunoaște și aveam foarte bine cu ea. Și venea la noi și mergeam la ea și ne arăta și... Mi-a arătat cum să fac multe lucruri, am învățat de la doamna Maricica. Dacă se uită, nu știu, dacă mai trăiește săraca, nu știu. Dumnezeu știe, că nu mai știm de ea nimic, că a plecat de acolo, cred că de la noi din Comnăuș, nu știu în ce sat s-a dus, sau dacă e mai, dacă e mai acolo, nu știu. Dar dacă ne urmărește, o salut. Pacea Domnului și Dumnezeu să o binecuvinteze, dacă se uită cumva la noi, nu știm. Care îi mulțumesc că am învățat multe lucruri de la ea. Îmi spunea cum face, că ea avea atunci, pe timpul ăla, n-avea telefon din ăsta cum avem noi acum, avea telefon pe butoane numai. Și ea avea niște cărți. Era înscrisă la, cred că agenție din asta naturistică, și ea de acolo lua rețete și știa să facă multe rețete de sănătate ca să știi cum să te mențin, nu? Și chiar am făcut împreună cu ea și avea o oală de pământ atunci și a pus în oală de pământ și a pus la cuptor. Mamă, ce sarmale a ieșit! Eu nu mai uit sarmalele alea, pe cuvânt, dacă nu, nu mai uit sarmalele alea care am mâncat atunci la ea. Era o bunătate, se topea așa de bun erau când îi mâncai. Știa cum se pregătea, se da. Că într-un timp a adus-o și aici în Belgia la noi. Da, da, a adus-o aici mâncare, în Belgia și a făcut sarmale. Da. Și de la ea am învățat multe lucruri. De la ea am învățat și cum să pachetez, să fac sarmalele mai mici. Pentru că noi le făceam mai mari. La noi, la rom, să face sarmalele mai mari, nu să fac așa mici. Și ea m-a învățat, da. Acum, cred că 15 ani. Da, acum 15 ani. A avut Abel, ce 15 ani, mai mult? 6 luni a avut Abel. 18 ani, aproape. Aproape, ce mai? Da. Nu, hai că punem asta odată, mai fă, acolo. Iată, așa cum s-a făcut și morcovii și acum punem ciuperci. Până Marcel face acolo, ăștia mai scad. O să lasă apă normal, e trebuie să se facă până scade toată apa. Lăsăm așa să se facă. Ai văzut cum se taie? Rapid trebuie să taie, așa. Ca chinezi, japonezi, ea, știi, când lucrează, ea face mai... Eu am ce pune gata asta la gust. Nu vrei, Nora? O, ce mănâncă mama acolo. Nu vrei? Varză murată, a? Mănânci. Uite aici. E prea acră, am pus-o în apă. Gata.
Da, doamne, cum a tăiat tata ciupercile ca bucătari ăia mari. Așa vrei să te faci, a? Trebuie să mă duc să scurg apa de pe varza asta. Dar e bun așa, dar cine poate să mănâncă, da? Sau să mănânce, nu? Că a spus una că nu spunem bine că să mănâncă, că trebuie să spunem să mănânce. Mănânce. Lasă, doamnă, mănânce. Noi vorbim așa cum știm noi. Nu știe el. Bine. Bine. A, așa vrei să tai tu să... Gata, am terminat, oameni buni. Acum bag acolo în oală și... Hai că bag aici ciupercile. Tai asta aici. Și gata. Unde e aia ca să amestecă lingura? Mamă. Dă-mi lingura aia. Unde e? Nu e aici. A, pe masă. Na, uite așa, amestec puțin aici, oameni buni, frate și surori. Și lăsăm să se facă. Iar că mi-a rămas ăla aici. Ce? Păi ciupercă, aia mâncă tu așa cu băi. Da, ai uitat-o. Da, are nimic. Du-ți de aici. Hai, să o pun aici așa. Pune și ciupercă. Na, ai făcut și tu ceva de 1100 de ciupercă. 1100 de ciupercă? Păi dacă vrei să faci tu, eu las la tine să faci tu. Păi eu trebuie să fac aici asta. Da. Cât ai eu. El vrea el să fie bucătar. Dacă mă învăță mai bine, să vezi numai cum îți spun pașii că fac eu. Vedeți? Vrea că... Marcel vrea să mă aruncă de la bucătărie. Sigur. Da, vezi, mamă, vrea să facă mai mare bucătar ca mine. Ați văzut ce a spus? Că zice, mai un pic, dacă îmi va face mai bine, mă aruncă de acolo să fac. Spun pașii la ea. Gata. Valerico, n-am avut medicamente pentru tensiune. Hai, du-te ia. A zis doctorul că pot să beau medicamente și să beau cafea. Da. Și acum trebuie să-mi fac cafea, oameni buni, că a zis doctorul că trebuie să beau și puțină cafea. Așteaptă să filmez. Da, trebuie să-mi fac o seră de cafea. Că a zis doctorul că am fost acum la doctor și mi-a dat medicamente pentru tensiune. Arată aici, Nura, lasă. Se vede că pâmpăia. Nu, nu mai vorbesc, eu spun eu. Oameni buni, știți ceva? Acum... Lasă-l pe Marcel, nu mai vine camera pe el. Stați, o să mă silesc aici, gata. Acum să învăț eu, să-i dau pașii la Valerica de la bucătărie, că fac eu. Boiarde, punem și... Pătrunjel. Lasă că învăț eu, tot îți scriu rețetele eu acum. Îmi iau toate rețetele alea și toate le fac eu. Nu, ai văzut ce vrea să facă? Pașii. Și ce vrei? Să te faci mai mare bucătar ca mama? Păi da, de ce nu? Filmează acolo bine și gata. Uită-mă aici că fac eu cafea. Chiar la mine acum, oameni buni, că au zis doctorul că o să beau cafea. Mă zic, dar cum? Da, zice, e bună să bei puțin o cafea de dimineață sau una după masă. Da. Și slavă Domnului, dau și eu acum o cafeluță să vedem. Cum a beai cafea de mult, nu mai ai beut. Așa pus în priza asta? Da, am pus bine. Da, ai pus bine. Funcționează. Și... ce vreau să vă spun? Am tensiune. Da, aia tot mă aveți. Du-te, du-te, repede și bea că fac eu aici. Da? Du-te, hai. Unde le-ai pus? Acolo, în punga aia. Și trebuie să mergem la farmacie să ne luăm medicamentele, că nu mai avem. Caut acolo, în punga aia, da. Unde e punga? Nu, am pus... punem un pic de piper. Unde piperul ăla? Dacă pun din ăsta, ăsta e mai bun. Piper! Nu e așa picant ăsta, negru măcinat, așa, nu, ce să face, vezi că se face deja, ai văzut, Nora? Imediat. Uite, ăștia sunt pentru tensiune, ca să nu dau mare, uite. Da, alea sunt, dar nu arată la cameră în faină, că nu-i voie pe cameră. Nu vezi, mamă, nu, ce spui? Vrea tata să facă bucătar mai mare ca tine. Da, vrea, dar nu mai găsesc cimbru. Unde o fi cimbru, doamne? Vrea, s-a dus, nu știu unde s-a dus, unde a plecat, cu hârtia aia. Nu mai găsesc, dacă mai știu, vezi că nu mai găsesc cimbru. Nu, unde o fi, doamne? Da, eu știam. Serină din asta, așa. Așa.
că de mine, dar unde am pus cingul? Da, o să punem un pic de cimbru, trebuie să vă zic să mai îmi cumpăr cimbru în ora. Ia să nu mai facă nimic, dar tu să ieși bucătar în casă. Ce, mă punem orezul? A? Da. Patul, să fii bucătar. Păi, ce mă înnebunește atât la capul? Lasă-mă mie fac eu, așa cum știu și eu rețeta și după aia gata. Cum apoi orez, mamă? Da, acum punem orezul, 200 de grame de orez. Depinde cât sunteți și cât vreți să faceți, da? Dacă sunteți mai multe persoane și vreți mai mult, puneți ciuperci și de toate mai multe, condimente ce vă place. Nu puneți condimente de care punem noi, voi puteți să puneți ce vă place. Normal. Nu? Normal, așa este. Nu, acum asta se fac cu tine. Ce? Dacă tot faci așa, te lasă să faci singur sarmalele. Ia, uite, să facă. Sarmalele, să văd cum pachetești tu singur, o oră să-ți ia pe el. Da? Nu, nu, nu. Vrei așa? Trebuie să faci cu mama. Ha? Vrei? Da? Și acum ce facem? Punem un pic de suc de roșii, un pic, nu punem mult. Și lăsăm pe jumătate să se facă orezul, nu lăsăm de tot. Pentru că nu vrem, pentru că el se mai face la cuptor, vrem să punem la cuptor. Așa vrei să faci. Nora. Când auzi ceva special, gata. Punem la cuptor. Îmi place, facem la cuptor. Cipercile îmi place. Da, puteți să-i faceți și la oală, nu-i problemă. Și dar eu vreau să le fac așa, că mă amintesc de sarmalele alea care a făcut doamna Maricica. Vai de mine, doamna Maricica. Le faci sarmale. Dacă mai trăiești unde eu, doamne, va fi. Că nu mai știm de ea nimic. Era foarte bună femeie cu noi. Apoi cum, dacă te duci acasă, poate că o găsești. Eu știu, nu dacă... Nu știu unde o fi săraca, nu știu. Că nu mai sta acolo vecină cu noi. Am auzit că s-a vândut și casa aia care... Da? Un pic de apă, nu multă, ca să fiarbă și un pic orezul, da? Pe jumate. Un pic de apă. Vrei să ne faci sarmale la cuptor? Sunt bune. Mai să vezi tu, Nora, ce bunătate o să fie. Dar nu cu carne, nu? Nu, Nora, nu punem carne deloc. N-am mâncat din numai ce s-a văzut aici punem. Păi eu făceam, că nu erai tu. Da, am mai făcut, dar ce place la Marcel, la băiatul meu cea mai mare. Acum nu știu, vreau să vă spun, frasuror, el nu mai e obișnuit cu mâncarea mea. Băiatul meu cel mai mare, Marcel îl cheamă, noi spunem prințișor. Nu e mai obișnuit, pentru că noi facem, nu facem așa sărat, nu facem așa pipărat. Vedeți voi cum fac eu mâncarea și el când vine la noi și mai mănâncă așa, nu, mai vine la noi și, nu e bună. N-are niciun gust el. Pentru că el e obișnuit mai pipărat, mai sărat. El face altcumva mâncarea. Și Abel când merge la el și mai ia cu el și mai ia masa împreună acolo la el, că lui îi place să mai gătească și el, îmi spune Abel, mama, mâncarea lui Marcel era mai piperată, mai sărată, mai... Nu, noi nu facem așa. Mai un pic. Ce faci, domnul Marcel? Acum, uite, mi-a venit să plătesc 750 de euro să rambursez înapoi la social, că ne-a dat prea mult altă dată și acum trebuie să dăm bani. Și de unde îi dăm? Iată de așa. Uite, 750 de euro m-a venit. Dar pe cum, ce să faci? Așa este. O să vă rambursăm câte
50 de euro pe lună, să vedem dacă putem să rămânem. Nu, Marcel, nu facem așa, că ne facem. Până atunci, de unde plătești? Trebuie să sună acolo. Mâine. Să vedem cum facem. Mâine trebuie să sunăm acolo. Asta e iară cea de neciu. Ei, Doamne, zice. Ce-ai făcut? 170 de euro. 107 euro sau 70? Doamne. Doamne. De ce atâta? Că niciodată n-a venit atâta. De ce? Ce? Cât ai? 170. Spesură.170 de cenți. Nu, asta e altceva, nu-i telenet ăsta, mă disper. Stai. Stai cu tine, stai cu mintea. Stai cu mintea, mă. Ce ți-am făcut? Eu vreau să-ți arăt. Da. Nu. Nu știu ce e asta. Asta e mintea aici. Regionul. Nu-i telenetul ăla. Uite, proximul ăsta să fie. Ce e telenetul ăla? Nu-i telenetul ăsta, Doamne. Alu, ce scrie aici? Abel Bot. Da. Alu, Abel. Da. De ce a făcut Abel? Ce să facă? Și de unde e plătește-l atunci? Ce e aici? De ce? Da, lasă că vine Abel acasă să vedem de ce au venit atâția bani. Pentru ce? Nu știu, o să vedem. Bun. Ce să vedem? E la pot și dai la mama. Ia, și dai. Ce să faci? Ia și dai. Gata sunt. I-am lăsat. Am mai scăzut din apă, uitați cum arată de faine. Și acum oprim aragazul și lăsăm să răcească. Îi punem în alt bol ca să răcească, ca să-i împachetăm și să-i punem la cuptor. Super. Super, super, super. Nu, gata, Nura. Ce faci, mamă? Pachetăm sarmalele, îi punem la oală imediat, când o să-i pachetăm, să-i facem. Asta tot e ruptă, dar să vedem cum o facem. Să știi că e cam tare, cam tare este varza asta. Dar de ce nu știi cum să o faci? Dacă era mai... Ce vrei să fac eu? Auzi, să te duci de aici după mine. Doamne! Hai, că vină și de ce la cameră. Mi-a stat și aici lângă mama. Da? Uh-huh. Opa! Acum mă dați la o parte, nu mai simt ce bucătate. Nu, mă, pe mine vii aici să iei, auziți, să faci bun. Tu. Nu mai mă lasă să fac Valerica, că e frică că iau meseria acum și că, că devin eu bucătarul mare și nu mai ia. Na, acum ce ziceți? Da, da, nu mai am pace. Ai de mine. Da, că fac eu, da. S-a învățat acum cu bucătării. Așa? Vrei să hai? Nu, 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 ai spus, nu, da, acum îți dau pace, te las să faci tu singur. Gata, uite cât ai acolo. Nu, no, să văd. Hai, fă, hai. Nu, 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 mai gata. Nu, nu vreau, nu. Nu vreau. Nu vreau. A făcut glume cu tine. Nu vreau. Eu mă duc încolo la cameră. Nu, nu, nu. Hai. Stai-te acolo și uite-te că tu trebuie să înveți. Ai pus prea mult acolo din start și ia să afară. Uite ce lasă că nu am pus. Taci că n-am pus. Lasă că știu eu ce fac. Nu am pus mult. Ți-e frică că te întrec acum la împachetat să-l mai pus și așa te întrec, nu știu. Da, mă întrec, știu. Și ce mai știu. Comentezi atâta? Nu, hai, nu, nu, hai. Fă tu acum. Hai. Lasă, te las pe tine că nu ai mult acolo ca să faci tu. Da. Hai, că... fă, hai. Nu, uite ce sarmale mare face, vai de mine. Dar miroase fain că poți, nu? Așa să fie sarmale bune de legume. Uitați, oameni buni. De legume. Oh. Da, de ciuperci. Cu mai multe ciuperci în loc de carne. Ia bolul ăsta de aici. Pune mai încolo așa de mâna, mâna ta. Și ăsta aici așa, să ai loc. Așa. Da.
Dar mai făcut eu din astea, știi, Marcel, că am mai făcut. Am mai făcut, dar știi că ai făcut odată de, din frunze de vie. Ha? Da, de mult, de mult. Da, mamă, dar ce bune erau și alea. Lasă-mă, Marcel, ce? Ce scumpe sunt. A, bine, mă, 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 o să sunt scumpe. Câteva frunzulițe, câteva frunzulițe, da. 6 euro, 7 euro, câteva frunzulițe în pachet. Nu era mult, era așa e, nu știu de ce așa scump. Nu știu de ce sunt așa scumpe. Dar în România oare cât e? Dacă mai ai din astea vie în cuvânt... De la noi, de la vie, de la noi. Da, da, nu e acasă. Și cum facem? Trebuie să le punem în borcan, eu știu, ca să le păstrăm. Ei, să le strângi? Da. Și le aducem în Belgia. Te las pe tine să faci sarmale acum. Tu de ce nu faci nora? Eu nu păi dacă te pun pe tine să văd ce faci tu acolo. Eu nu fac. Aha. A, nu să faci, că ți-e frică, că nu știi. Manuș. Da. Da. Nora are probleme la mâini, să vă spun oameni. Da. Transpiră mâinile foarte tare și de-aia nu face lucrurile. Acum, de ce ai spus așa? Acum am spus, na, ca să nu mai spuneți că nu face Nora. Trebuie să cumpărăm mânuși la Nora din alea albastră. Da, și a fost cu ea să cumpăr ceva de la farmacie și mi-a spus că nu are nimic, nu știu. Și mi-e frică să-i dau, ce să-i cumpăr, ce să-i fac? Ce să-i dau? Doamne ferește, ce să-i dau să bea, ce să-i dau? Lasă că trebuie să mă duc să cumpăr mânuși din alea albastră faine. Care să facă și ea, că normal așa se face cu mânuși. Și tu trebuie să faci cu mânuși, Valeria. Dar de ce să fac eu cu mânuși? Că așa, așa se dar cade. Dar suntem o familie, auzi? Da, a, nu este la restaurant acum, nu? Dar nu sunt la restaurant. Mm-hmm. Familia mea. Da. Da. Nu? Fac sigur pentru familia mea. Pregătesc pentru familia mea. Nu? Da, sigur. Na, hai. Ce vrei? Să vii aici să fac. N-am șorț, nu vezi? Băiați! Și ce, acum vrei să mă pui șorțul în gât să mă pun să fac eu toate alea? Opa, uitați, Nora deja gata, ia soțul, mă îmbrac acum, da? Da, hai aici, nu mă stai, hai. Da, hai, pune soțul pe mine. Da, da, mă duc, dar din cameră, dă-te mai așa, Nora. Nu stai să fac eu acum, aici. Trebuie să faci treabă. Hai de mine și de mine. Hai de mine. Cum spune Valerica. Gata, a revenit bucătarul la bucătărie. Vezi că am venit cu tine acolo. Ai. Trebuie să mai tragem masa? El nu are. Numai puțin trebuie să tragem de aici așa. A, grijă că dai cu bun, el să da, rupe. Da, lasă că nu dau. Dacă se rupe, cumpărăm altă. Hai. No, nu, hai, acum să vedeți ce fac eu. Să vedem. Să vedeți ca să fac eu. Da, dacă nu o să rădezi cu ăsta care te-a. Ai tăiat toate astea de aici? Da, da, da. Da? Da? Uh-huh. Bun, hai. Trebuie să punem ăsta mai încoace, că Valerica... Da. Uitați cum se face o salmonală. Nu trebuie să pui așa mult ca să-ți faci față. Înțelegi? Uite, îl pui așa. Stai să-ți aduc o tavă, să punem o tavă aici așa ca să nu mai știi. Da? Uite că tot curge, să nu curge. Uh-huh. Să punem o tavă. Acum mai știi că eu sunt expert la împachetat, știți? Și de asta? Hai, Marcel, acum, bucătarului. Uite aici cum se face o sarmale. La sigur, știi de nu poți așa cum ai făcut tu. Una aici. Nu. Uitați. Na. Ai văzut? Și atunci ce mai cuvinte? Nu, vezi? Nu. Nu mai cuvinte. Da. Numai el, numai de el spune că el e bucătar, că el știe, că el aia, că el aia. Nu știu, dacă i-am învățat pe soacră ta să facă sarmale, că ea nu știa să facă nici sarmale, nu știa nimic. Eu am învățat-o să fac sarmale și salată de bef și lucruri din astea. Dacă m-ai luat așa tânără. Și ce dacă erai tânără, tu nu știi că te-ai învățat de la bunica ta, nu? Numai te lăsai din alea astea să faci. Da! Ce era mai greu, aia nu făceam. Numai pătură, nu? Și să faci carne de friptă și carne de friptă. Hai să vă spun ceva, eu niciodată, nici nu m-am pus întrebarea asta, nu știu, eram tânăr și eu și Valerica, dar nu m-am pus întrebarea că Valerica nu știe. Da, făceam. Da, făceam. Mă când vedeam de la biserică și vedeam... Mă descurcam. Nu, gata, a făcut-o. Că de unde e? Că nu am întrebat-o. De unde știi? Sau de... Eu credeam că ea știe de întotdeauna. Gata. Da. Și așa a fost. Dar tu de unde ai știut să faci sarmale și să o înveți pe mama? Și am spus că eu am învățat de la mama mea. Nu, știi? Eu am învățat de la mama mea că stăteam la mâna ei, uite așa cum se plângă. Soacră, dar chiar așa de mult îți plăcea să stai lângă mama da, da, să... Da, eu tot am învățat și acum tot îmi vine în memorie. Hmm. Înțelegi? Și știu să fac, iată așa. Auzi, mamă, ce-a spus? Așa? Da, că tot îmi vine în memorie. Da, da, bucătarul ăsta, da, da.
Nu vezi ce îi merge mâinile la sarmale? Sarmale, nu vezi? Așa sunt mâinile mele făcute după sarmale. Să fac sarmale. Nici n-am gustat aici, să vedem dacă mai trebuie ceva. Stai să iau o linguriță, să vedem. Oare o fi... Sarmaleuța asta e spart aici. Da. Înțelegeți? A, și acum cum o faci? Hai, fac așa. Da? Așa. Și aici o facem așa, în ora. Uite, vezi? Da, vezi, foarte facem noi. Să fie bună și asta. Lasă că e bună. Bravo. Mănânci din carne, mam? Din legume? O bunătate. Nu mai trebuie nimic. Doamne! Așa. Sunt bune legumele. Foarte bune. Foarte bune și gustoase. Domnul bucătar și doamna bucătăreasă. Doamna, așa trebuie să fii și tu cu Iosif, da? Uh-huh. Să iei exemplu de la mine și de la Dar nu acum, când o să fim și noi bătrâni ca voi. Nu acum, o să fim și noi bătrâni ca voi. Da. Nu când o să fii bătrân ca noi. Acum se învață și pui în practică, începi să o faci și tu. Și după aia o să vezi că totul o să iasă bine. Da. Uh-huh. Da? Uite și tu, da. Că tot aici trebuie să mă înfur meseria, nu? Ce spune mamă? Că da. Vrea să îi furi meseria lui. Ca să nu mă ia cum să face mă rugă din să fac și numai el singur. Așa, ca să nu ia să rămân din bucătărie. Asta e cam gros aici. Asta vrea el. Taie de acolo. Asta vrea să arunci pe mama din bucătărie să faci numai tu? Dar mi-ai auzit ce a spus, că vrea să... Ce atâta? Să fie el? Ce? Dacă eu vreau să... Da, și mi-a spus, hai să vă spun, prieten, frasurul, ce mi-a spus. Mi-a spus că îmi schimbă poza de la YouTube. De la canal. Mi-a spus, vreau să schimb poza ta, să nu mai fii tu acolo, vreau să fiu eu acolo. Să-și bagă poza lui. Să pun poza mea. Și tu să-ți faci un alt canal, Doamne. Așa vrea să facă cu tine, vezi? Da, vă zici, Doamne. Da. Vrea să pună poza lui pe canalul tău, să facă el rețete, să facă el mâncare, să fie el bucătarul, să fie el filmat, să vorbească el. Dacă știe, să facă, nu. Ai vrea tu, nu? Da. Ai vrea tu, nu? Tu știi că eu îmi place să stau? Mm-hmm. Nu-mi place să stau. Te teme că nu. Dar acum nu știu unde am fost astăzi până și ne-am dus și am venit, tot pe jos. Da. Am fost la medic de familie. Da. Și am urcat dealul ăla acolo. A, nu știu, eu, tu varza asta n-ai tăiat-o bine. Nu, eu, așa era, uite, tot era vai și vrei să spun că tot era ruptă, cine știe cum era acolo așa și tot era de aici așa, tot era ruptă. Nu, eu am rupt-o. Ei, cum o pun în pungi, cum o... Da, cum o presează, nu știu, tot era... Iacă, tot era ruptă. Asta e mai bună. Vezi, tot așa era ruptă, dar era aia mai tare era ruptă. Da. Cum o presează în pungi. Dar nu e așa bună, că e tare. Varza asta, uite ce tare e. Și când e așa groasă, tare, nu pot ia cu Doamne ferește, da, adevărat. Da, spun, dacă toată era groasă, ruptă, așa, uitați. Nu poți să o împachetez așa bine. Toată era ruptă, ia, uitați. Nu. Nu, asta le tăiem și le punem așa în oală, așa, pe fundul oală. La fund pe oală. Da. E, da, iar ca așa, nu mai avem mult, cred că unde mai trebuie. Păi mai ai acolo. Mai ai acolo să pun în apă, să o spăl, că e prea acră și un pic și sărată. E acră, rău. Da. Mai avem asta, trebuie să spăl asta, să o pun în apă. Dar să vedem cât baia să spăl. Mai este acolo, ca să nu pun atâta și după aia, ca asta o mai punem în frigider și mai facem altă dată. Da. N-am cumpărat-o de acolo, de la magazinul care sunt produse românești, am luat de la Turcia, am cumpărat-o. A, de asta e așa. Era un magazin peste drum, da. M-am dus să iau de acolo, de la magazinul care au produse românești și nu avea, zice, nu avem, dragă, s-a terminat. Și m-am întâlnit cu una de la noi și spune, Valerica, du-te aici peste drum, că și acolo este. M-am dus, am căutat, am...
Că eu știu că care sunt așa mai plate și mai moale și mai subțire, alea sunt bune, varza. Mm-hmm. Dacă e groasă și bombată așa, okay, nu e așa bună. Groasă că... nu poți să o împachetezi, uite, cum vrei, nu? Da, nu poți să împachetezi cum vrei. Da, așa e. Nu poți să faci cum vrei. Că e tare, e tare. Știi? Nu. Nu se fac așa. Ce să facem, dar? Nu ce să fac. Da. Știi ce îmi plăcea mie asta să mănânc? Să-mi pun pe pâine un soare, aia un soare bun, albă, de porc. Și când făcea mama la sarmale, îmi puneam un soare pe pâine și mâncam din asta cu un soare, așa cu pâine. Vai de mine, ce bună era! Păi nu pot să mănânc, am mâncat un pic, că doare stomacul, nu pot. Uite ce aici, nu pot să mă păzite. Ia alta, că aia o tăie și pune. Că iau de aici. Nu, vezi cum? Nu am tăiat-o eu. Așa era ea, tăiată. Să vedem ce facem cu ea. Știi că o să-mi iasă sarmale? Iasă sarmale, da. Uite, dacă nu e... Nu poți să-l împachetezi, că nu-i subțire, se sparge, uite, și... Da, iată ce ai făcut acolo. E foarte tare. Apoi cum ce să faci? Asta trebuie să o fac în două, nu? Da. Le învelești așa bine. Normal așa trebuia să fie, măcar da. Așa subțire cum e asta. Și mama mea era frunze din alea mari. Mama, subțire. După ce o sarmă din alea, nu mai trebuia doar. Păi așa mai se făceau, așa, în asta. La noi, la Rome, așa se face mari sarmalele. Da. Dar acum și ea, nu știu, s-a mai modernizat, mai fac și ea acum sarmaluțe mai mici și mai cine? Fac așa mari. Romii. Cum oamenii fac acum sarmale mai mici? Da. Nu vezi? Cum pun asta aici? Nu îmi place. Așa. Așa, pune acolo. Să ai, e mare căpățâna. Aia e mare și e ruptă frunza. Da. Frunza asta. Nu, hai că revenim, că nu terminăm. Așa, o să punem acum, ia că începem să punem în oală. N-am mai pus, nu știu, n-am mai pus. Să punem? Ce? N-am mai pus de jos. Să... N-am mai pus din alea pe de jos. Ca să... Varză? Da. M-am gândit ca să închepe tot. Păi, dar pune-o ceră. Poate sarmalele. Pe sar de la fund, nu știu. Ha? Ce o să pune? Un pic punem, da. Un pic așa. Hai că punem. De-ai pune varza? Da, nu fă acolo, nu vrunță-i acolo nora, în urechi. În cameră. Nu. În cameră. Că oamenii nu le place. Da. Și pe mine m-ar deranja dacă mă uit la uite, cineva. Uite, nu-mi place sarmala asta, cum... Uite, varza asta nu-mi place. Aia asta, uite. Așa. Tăi aia de acolo. Aiurea este varza asta. Ia că așa punem. Punem așa un pic. Nu? Da, sigur. Uite așa. Deci, ce zici? Ce faci? Că mai avem aici. Îmi fac eu sarmale. Așa.
Da. Îți place cum le faci sarmalele, a? Punem niște foi de dafin așa, două foi de dafin deasupra. De jos. De jos. Chiar că asta a ieșit foarte fain. Niște piper. Uite-ți, asta cât-i? Așa. Câta sarmale, le mai nume? Ce miroasă piperul ăsta. Miroasă fain? Mhm. Nu, și acum începem să punem. Pe fundul olii, dragă, punem aici așa. Mm-hmm. Da. Sarmale. Mm-hmm. Foi de dafin, piper. Trebuie să le număr, să văd ea că nu le-am numărat. Hai să vedem 2 5 10 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ce? Nu știu ce am făcut aici, nu mai le-am, lasă-mă și dăm pace cu 23. Ele. 23. Ia uite cum, ce ai făcut aici. 23. Nu mai știu. 24. 25. 26. Ai numărat tu? 27. Da? Wow, tu să desfaci asta, hai să vezi tu. Hai nu spune, că punem alta. Ia, lasă-o și că mai fac o dată. Asta pune altă, să altă frumă. Da? Și mai avem una care tu să desfaci aici. Dar desfă aici, nu acolo. Nu știu cât. 27, 30. De 27 ai... Da, da, cu leu 3, ai pus în încă 2. Păi și eu număr cum merg tu? Da. Uite, 31. Trebuie să facem și pasta, cred, nu-i bună varza. Cam 33, da? Nu? Da. Mai merge de acolo. O să fac mai mică. Hai că-ți dau așa de aici, uite, una mai bună. Hai. Da? Hai că-ți dau una mai bună, da, să mă duc în scăr. Hai că-ți dau mai bună, ca vezi că... Da, da. Așa, stai să mă duc să le spăl. Da, du-te, hai. Am terminat și sarmaua asta. Da. Ce am spus acum? Nimic. Ce am spus? Am spus iubire. Nu ești iubirea mea. Da? Mă răzgești acum. Ce te-a luat acum, doamne? Ce spus să spun, da? Da, ia puțin. Uite. Pune acolo. Vezi? Hai, nu, fă pe aici. Minuni. Fac minune. Nu fă minune. Am făcut, uitați-vă, oameni buni. Am terminat sarmalele. Ia că aici așa. Am ajutat-o pe sora Valerica. Da. Da. Doamna bucătar. Domnul Iisus să o binecuvinteze. Da. Și pe voi să o binecuvinteze Dumnezeu la fel. Și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și fericire în viața asta. Amin. Și în viața viitoare să-mi dea Dumnezeu viața veșnică. Gata, mă duc să mă spăl pe mâini. Am terminat aici. Acum rămâne să curățați băieța asta, să faceți și... Na. Da, un pic, acum curățăm masa, un pic de piper, mai punem așa. Da, nu știu ce cu mine, doamne. Nu știu ce mi s-a întâmplat. O să punem niște suc de roșii. Așa. Hai, ce mai? Că nu mai avem mult. Atât. Păi, de mine și de mine. Dar am pus prea mult. Bun. Ce ai făcut acum acolo?
Da. Ai pus bulion? Da. Am pus o peruci bulion. Nu bine. Dar am pus prea mult. Nu e, hai că revenim. Ce ai pus aici, Valeriu Costuță? Am mai pus un pic de cimbru. Da. Hai că punem la dubă. Gata, punem la cuptor. Da. Stai că trebuie să punem și capacul. Da? Bă, dar nu. De cine, nu? Da. Acum nu pot să dau mai jos. Nu se duce jos, nu, dar... Da, am pus asta, știi? Da, lasă, în caz dacă se întâmplă ceva, să dă deasupra sau ceva, că nu suntem atenți, ca să ai bala. Hai. Ba. Ce-am pățit? Ce faci, Valeriu, cu aici? Spune la prietenii noștri. Ia că am făcut niște plăcinte, Marcel. Ce plăcinte sunt astea? Tradiționale, așa... Pătigaie? Făceam noi odată în ulei, le fac acum, dar le prăjesc în ulei, da. Plăcinte din astea. Așa, am pus un kilogram de făină, am avut, o lingură de sare, două ouă, am pus întregi așa și am frământat cu apă călduță. Și un cubuleț de drojdie, 42 de grame. Bravo. Un cubuleț, da. Rapid, ha? Rapid, da. Și a crescut, l-am lăsat să crească și acum, ia că, i-am pregătit. Îi facem așa, știi? Hai să spun că eu mâncam din astea și mama îmi punea așa zahăr deasupra. Da, foarte bune, și eu mâncat. Erau foarte bune cu zahăr. Da, și eu mâncat, sunt foarte bune. În măcinat sau așa, așa le mâncam. Da, cu zahăr bun. Da. Și acum am pus, mă duc să pun uleiul la încins în tigaie. Asta e mai mic, acum las. O facem așa, știi? O să facem piză din asta, să fac așa mici. Da? Știi? Piză din câte asta. Una pentru fiecare, ha? Câte una pentru fiecare, da, așa mici. Apoi ce mai? Da, nu, acum am adus o pregătesc. Dă-i bătaie, hai! Uitați-o făcut, Valerica, cum a pus la... Trecit. Da. Așa am vrut să fac eu acum. Lasă, vezi cum se umplă acolo. Lasă, să se umplă. Lasă, vedem, lasă. Să faci aici. Uite. Uite. Mamă, cât a plăcint am făcut. Cât a plăcint. Asta e bună să mănânci cu sarmale. Nu merge? Nu merge cu sarmale, nu? Te îngrași tu dacă mănânci din asta cu sarmale. Da? Nu vine că faci numai mâncare din asta ca să nu mai mânc. Nu uita sarmalele noastre. Le-am luat de la cuptor. Ce frumos a făcut! Da, le-am lăsat, Nora. Da, le-am lăsat. Aproape 2 ore. 2 ore? 2 ore, da. 2 ore la cuptor. La cuptor i-am lăsat să se facă fain așa, ca să... Wow, ce frumos s-au făcut. Fie fain. Ia, uite plăcintele noastre, Nora. Wow, ce mari! L-ai făcut. Mamă, care faci gogoși. Plăcintele. Acum pot să spună, Marcel, mamă, care faci gogoși. Da. Na, ia, uitați aici. Wow, ce mari le-ai făcut. Niciodată n-ai făcut așa de mari plăcinte din astea. Da, o să rupem una ca să vedem cum arată. Wow, ce mari le-ai făcut. Da, trebuie să facem o poză frumoasă. Da, frumoasă, da. Wow. Și cu sarmaluțe. Da, da. Hai să luăm o farfurie. Mamă, ce cald e aici în bucătărie, sau nu e mică? De-ai făcut mâncare. Da. Wow, eu cred că o fi bune la greu. Ce fain miroase așa e, Nora? Da. Ia uitați aici așa. Bună tati.
Miroase fain. Miroase foarte frumos. La cuptor. Super. Nu, bun. Revenim că facem niște... Poză? Da. E o bunătate. Sunt bun, nu? Cu toată asta, hai să arăt la prieteni. Toată asta așa. Ia uitați aici. Cum ai? Turte, plecinte, cum vreți voi să le spuneți? Da. E bunătate. Super. Încă o zahăr, unora. Sunt buni. Doamne. Am bunătate. Nu mai mânc. Mâncăm după aia. Și vrem să... Să vă arăt că mâncam noi odată. Ne punea mama, iată așa. Ne punea mama. Zahăr? Da. Și așa mâncam, Nora. În bunătate. Sarmaluțele sunt o bunătate. Ce să mai spun de plăcintele astea, o bunătate. Și cam atât a fost pe ziua de astăzi. Vă mulțumim că ne apreciați, vă mulțumim că vă uitați la noi. Vă spunem o zi binecuvântată, minunată, pe curând, la revedere! La revedere!